Apelul către 112 a venit de la soția uneia dintre victime care reclama faptul că bărbatul său, dar și un consătean, au ajuns acasă bătuți. Polițiștii și secției de poliție rurală numărul 2 Vaslui au desfășurat cercetări împotriva unui bărbat în vârstă de 31 de ani din comuna Ștefan cel Mare, care a sustras prin violență sume de bani de la doi consăteni, motivând o datorie mai veche pe care aceștia o aveau față de el. Polițiștilor nu le-a luat mult timp să identifice autorul și să îl rețină. Împotriva suspectului a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior acesta fiind prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria a lui. Față de suspect a fost dispusă în final măsura de obligare de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 29 de zile. De asemenea, polițiștii secției de poliție rurală 2 au identificat un tânăr de 19 ani și un altul de 17 ani, ambii din comuna Oșești, aceștia fiind principalii suspecți de săvârșirea unei infracțiuni de furt din locuință, faptă comisă pe raza comunei. Tinerii au pătruns în curtea locuinței unui consătean și dintr-o anexă a locuinței i-au sustras un aparat de sudură, un fierăstrău electric și o roto rotopercutantă, bunuri în valoare de 2500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții prejudiciate, iar pe numele celor doi tineri a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.